Zăleoanii se vor putea bucura de un foc de artificii impresionant care va marca trecerea dintre ani. La fel ca anii trecuți, când trecerea în noul an a fost marcată în orașele din Sălaj doar prin focuri de artificii, primăriile alegând să nu organizeze spectacole așa cum se întâmplă în orașele și municipiile din județele din jur și în acest an se va întâmpla același lucru. Astfel, zălăoanii vor intra în noul an cu artificii, însă fără spectacol ori alte evenimente destinate celor care vor să petreacă de revelion în centrul orașului. Ultimul revelion în care la Zalău a fost organizat și spectacol la trecerea dintre ani a fost cel din 2007, intrarea în Uniunea Europeană fiind marcată atunci printr-un concert susținut de Uria Hip și Iris. Astfel că și de această dată zălăoanii se vor putea bucura doar de artificii, după cum informează reprezentanții biroului de presă al primăriei. Primăria municipiului Zalău va marcat trecerea în anul 2018, anul centenarului Marii Uniri, printr-un foc de artificii impresionant. Artificiile vor fi lansate din parcul central municipal, începând Cora 24 urmând să încânte privirile tuturor timp de 15 minute. Pentru a preveni accidentele, zona din care vor fi lansate artificiile va fi delimitată și protejată de către poliția locală, se arată într-un comunicat de presă.